moderate all the time. Wow. Ce mare rainbow, mama. Spune, poai de mine. Spune, poai de mine. Mama, o mai un pic, m-ați adus în sap, până în așa. Lasă-te acolo. Spune, poai. Da, mama. Azi, cum se duce sala? Nu, n-am filmat, m-am luat camera prea târziu. Mami, mama. Ce-ai văzut acolo sus? Rainbow. Rainbow? Da. Salul, dar ce culoare a fost rainbow? Yellow. A fost yellow? A fost yellow. Da. Și mai ce culoare? Pink. Și pink? Nu, red. A fost pink. Și mai ce culoare mai fost? Blue. Așa face mate. Salo își face de lucru. Zaină și caută hainele. Afară se chinuie să iasă soarele sau să plouă. Nu știm sigur ce se întâmplă afară. Vrei să-l deschid? Dar ce vrei să iau de acolo? Trebuie să-l pui jos. Pune-l jos. Pune-l jos prima dată. Da, l-a deschis ea. Pune-l jos. Nu tu, Geamantanu, uite așa, stai. Uite, hai aici, ca să ai mai mult loc. Ok. Nu mai știu unde a rămas. Nu-l mai deschizi. Îl deschide de aici. Nu, Zain, lasă-o pe ea să-și dea seama cum merge. Deschide-l. Invers, în partea alaltă. Good job. Ok, acum spune la mama ce vrei de acolo. Ok, ce vrei de acolo? Asta de baie? Asta. Oh, bravo, mama, le-ai nimerit. Să-ți le pună mami astea? Ok, și unde mergem după aia? Baie. La ocean? Da. Și te bagi în apă? Da. Cu cine? Cu cine te bagi în apă? Fata. Cu fata? Da. Și mai cine? Tata. Ce ai tu pe pijamaua ta? Ce ai acolo pe pijama? Cupcake. Mai tare. Cupcakes. Da. Mai zi o dată. Cupcakes. Uite la mine. Wow, uite ce tricou are Zion. Nice. Na, du-te și îmbracă-te, ok? Îl ții cu gâtul. Îl ții cu gâtul? Mergi cu spatele să nu se vadă spatele? Să-ți dau asta jos? Da. Ok. Azi zis că e numai bine pentru boogie board. Și pentru surfing. Sunt valori foarte mari. Nu sunt foarte mari. Comparativ cu ieri. Comparativ cu ieri. Sunt mai mici. Astăzi? Da. Cât pe ce să iei stâlpul în brațe, așa-i? Ieri când am mers în surfboarding, venea un val și m-am întors repede ca să-l prind. Aha. Și m-am întors prea repede și mi-am dislocat umerii.
Wow, amândoi? Yeah, că puteai neca? Nu, dar o dăm și acum. Pe mine mă dar cu clasele, pe când am dat. Venim la un hotel foarte fain, unde sper să mâncăm și breakfast într-o zi. Suntem aici pe plaja asta, că e mai nu e așa populară, sau nu e așa ocupată, vreau să zic. După care îi las pe ei aici jos și apoi merg eu să-mi iau cafea, în sfârșit să-mi iau și eu cafea astăzi. Dar hotelul ăsta este un hotel foarte scump. Așa că se vede în jurul nostru. Da, stăm aici. Unde stăm? Stăm mai aproape de apă? Aici. Mi se nu vine apa prea tare. Salo merge cu muzica pe plajă. Du-te, Zain. Așa, hai să te dau pe față cu sunscreen. Hai să te dau pe față cu sunscreen, că arde soarele. Ce gust are, ia să vede. Ai, ai, ai. Ia să vede. E bună? Scuipă afară. Scuipă că faci buba la burtică și la rinichi. Nu băga în guriță. Nu-i bun. Faci buba la burtică, scuipă afară. Salo. Uite ce șterge cu asta. Să nu mai bagi în guriță, mă simte, îmi faci buba. Fii atent ce ne vine acolo. Mama mia! Hai, uite, mama! Ce frumoase! Oh, chiar că plouă, fii atent! Aoleu! Toată lumea fuge de ploaie, fii atent! Aoleu! Ce rece-i! Aoleu! Ia uite cum fug, fii atent. Zion și cu Sara și cu Salome au fugit. Și se pare că se întorc înapoi acum. Doar 2 minute a durat ploaia. Mi-a speriat un pic. Dar Joshua, habar n-am unde e. Cine știe unde s-a dus el. Și-a luat boogie board-ul și s-a dus cu el în larg. Nici nu-l vedem. Păi ce, ați venit înapoi? Da. De ce? Păi, s-a oprit ploaia. Cum? S-a oprit ploaia. S-a oprit ploaia? Păi nu uiți mama că mergeți la hotel? Mergem la hotelul ăla. O, la ăla, am înțeles că mergeți la hotel. Nu, m-am uitat și nu-l văd. Să vorbim cu Salva Maru. E aici. Să uite cu binoclu. Mergi să mă iei cu binoclu, să vedem, poate-l vedem. Du-te. Hai să mergem până aici, la Salva Mar. Nu, nu vin. Uite, acum merge la Joshua să-l
urechezi un pic. Ce s-a întâmplat, domnule? Cum a fost? A fost fain, așa e? Wow! Te duc la fund. Ce? Adică de pe el. Nu? Asta e mai aproape să putem vedea bine. Nu, pentru că nu știu să văd așa. Nu, acum a fost plouă de așa. Uite acolo ce nori vin. Știu, dar o să mai vină ploaie. A fost fain cu jet ski-ul? Da. Da, mai merge o dată. Ha? Dacă mergeam cu The Sandford, nu se întâmplă asta. Eu. Aha. Nu, nu a fost fain. Mi-a spus că te-am mai văzut. Când tu o să fii tătic și o să ai copii, o să înțelegi. Vreau să merg să spăl niște haine și am lăsat-o pe Salome să doarmă în căruț pentru că n-am ce să fac. Este închisă ușa. Mi-au luat niște mărunți, sper să-mi ajungă să spăl eu hainele pentru că altfel trebuie să plătim. Și trebuie să merg... trebuie să folosesc cardul. Altfel nu pot să cobor, altfel mă duce la 1. După care mă reîntorc înapoi să editez clipul pentru că afară plouă, vă spun mai târziu de ce. Excuse me, where can I find laundry? Gym, where is the gym? Yes. Sorry, yeah, ma'am. Oh, thank you. It's okay. Thank you. Se pare că gym-ul e gol. Poate că ar trebui să trag eu o tură până aici. Pe aici. Ok, laundry. Trebuie iară cardul. Exact la
fix, $3. Problema e că am uitat să iau detergent și nu mi-a rămas nici bani pentru detergent. Și detergentul costă $1.50. Așa că trebuie să merg sus să mai iau bani. Acum că s-a trezit Salome, pot să vă spun ce s-a întâmplat. Nu am reușit să spăl nicio haină pentru că m-am și enervat. Am băgat acei bănuți și abia după aia am realizat că îmi trebuie detergent. N-am avut bani la mine, a trebuit să vină înapoi să-mi iau banii. Mi-au luat ultimii bani pentru că nu am mărunt, chiar așa mărunt. Da, mama, ce e acolo? Să nu pui mâna? Am venit să-mi iau ultimii bănuți pe care mai aveam, să merg să-mi iau detergent și să pun iară pentru spălat, pentru că mi-a mâncat aceea care i-a pus prima dată. Deci am avut atâta doar. $3 să mai pun pentru spălat și încă $1.50 pentru detergent. Am băgat banii pentru detergent și m-am chinuit, cred că jumătate de oră, să apăs pe un detergent și nu ieșea detergentul. Mi-am dat apoi seama că trebuia să învârte un buton mai sus, am învârtit acel buton și mi-a ieșit un șervețel de uscat. Am băgat din nou $1.50 și abia apoi mi-a arătat că nu este detergent, niciun fel de detergent. Mi-a mâncat $6. Așa că am așteptat până s-a trezit Salome și acum am început să editez partea ziua 2 din această călătorie. Asta e cafea, mami? Asta e cafea, dar nu-i bună. Și voi suna jos la recepție să mă iau de ei pentru că nu-i posibil așa ceva. Dar Mircea și cu băieții sunt la o piscină la un alt hotel. Deci vremea de astăzi plouă soare. 2 minute de ploaie torențială, 10 minute de soare, 2 minute sau 5 minute de ploaie din aia cu găleata și rece, încă 20 de minute de soare și tot așa. Dar stau acolo, mi-a trimis poze în timp ce eu încerc să editez acest clip, pentru că oricum plouă afară și cu Salome n-ai ce să faci. Dar da, astăzi, asta este vremea de astăzi și de mâine și începând de miercuri se va încălzi și vom avea câteva zile frumoase, poate chiar până plecăm de vară. Acum ai dat puțin la Salome să mănânce și apoi continui cu treaba. Joshua și cu Zion se pare că se distrează de minune. Sara cu Salome au plecat la hotel din cauza ploii. Mi-a prins un pic de ploaie. Au fost un pic de ploaie și mama a zis că merge la hotel. Cum îi spune la hotelul ăsta, Joshua, mai ținite? Outrigger. E foarte fain hotelul și am intrat într-un hot tub. Ne-am furișat un pic chiar dacă nu avem voie, că n-am rezistat tentații. E prea bine ca să nu te bagi în piscina asta, așa e, Joshua? Așa, palmieri, ia uitați-vă ce frumoși, incredibil. Și soarele astea. Câte etaje are asta, Joshua? Hotelul. Ia numărele. Așa numai. Deci hotelul ăsta e chiar pe plajă, da? Aici undeva e... plaja, nu știu dacă se vede acolo. Sau uite aici se vede. Se vede și oceanul. Ok, hai cu capul pe sub apă acum, amândoi. Hai să vedem. Care este mai mult? Facem un concurs. Ready? Să vedem. Dați ochii închiși sau deschis? Închiși. Ok, hai să vedem. Ok, hai să vedem. 2, 3 și... Hai să vedem. Ce face? Hai să vedem mai o dată. 2, 3 și... Mai o dată. Zaina, apa asta nu-i de băut. Tu o bei? Vrei să duci cu tine în siarele? Așa e stilul lui de a nota, nu știu dacă l-ai observat. Yep.
Ultimul, cine a câștigat? Mama, n-a câștigat mama. Pare că nu mi-a mai trecut roșața, de azi dimineață tot roșie sunt. Toată ziua am petrecut-o editând video din ziua 2 și tot am terminat. Pentru că cineva filmează ore în șir și eu trebuie să trec prin toate secvențele să văd ce trebuie să aleg. În fine, am ieșit afară, este ora, nici nu am ceasul la mine. Cât e ceasul? 6? 5, 6? Și mergem să ne plimbăm. Puțin a plouat astăzi, după cum se vede în spate. E ud încă pe jos, dar nu mai plouă, s-a înserinat și ieșim puțin la plimbare și să mâncăm ceva. Pentru că ne-am săturat să mâncăm la micul dejun și la lunch, sau eu m-am săturat. Să mânc la micul dejun și la lunch aceeași mâncare. Așa că mâncare la cină. Ce-i Zion? Te-ai udat? Așa că mergem să mâncăm ceva acum, băieții se joacă. Ce vă jucați? Fistă. Ce vrea Zion? Ce vrei? Da, să joci un fistă. Nu vrei să joci ăla? Da, ce-ar fi să continui să umbli și să nu mai te joci nimic, numai să umbli? Eu știu că vrei să te joci. Și mă rog, fistă. Alo, Hilani! Alo, Hilani Resort. Aici e parcarea. La hotelul ăsta am stat pe ultima oară, la unul din hotelele acestea. Adică asta a fost unul din hotelele la care am stat. Primul, da. Aici? Unde mergem acum? Mergem să vizităm... Oh, Hilton. Mergem să vizităm Hilton. Dar care-i scopul vizitei? Să vedem ce piscine au. Da. Ce restaurante au. Joshua? Nu, Zion. Ai foame? Da. Ce vrei să mănânci? Am văzut că vine. Ai mâncat pe doi sau pe doi? Nu, pe doi. Unde mergem să mâncăm? La seara de doi. Mergem să vedem acum, să contemplăm. Uite focul, Salo. Ai văzut focul? Nu. Nu, bun. Așa o duceau pe Cezar, știi? Wow, ce acolo, mami? Ce-ai văzut? Ce-a văzut ea acolo de... Foarte fain hotelul. Foarte mare. Și aici este un lift, Mircea. Aici este un lift. Am ajuns la etajul 10, la hotel, vizităm piscina, destul de făinuță, dar e micuță. Foarte micuță. E cam ca și la noi, așa-i? Piscina nu-i mare. Atât numai că au locul foarte fain amenajat. La noi. Hmm? La noi. La noi. Mă refer la hotelul la care stăm, nu la noi, că la noi... E faină că nu e adâncă, așa, aici așa nu pare adâncă. Hmm? Oh, acolo e 5 feet. No lifeguard on duty. Yeah. Îmi place locul cum e amenajat. Sigur îți trebuie cheia să intri. Am venit la etajul 10. 37. La etajul 37. Aici ai... Nu are cum să fie, nu cred că mergem cu trebuie, cred că încolo era. Nu are cum să fie aici. Ce ai văzut? Acolo se vede fain. Nu știu că aș putea să stau chiar așa aproape de ocean, că simt că mai ia ceva. Așa-i? Uite, pe aici se vede. La seara. Wow, ce frică-ți!
Sara, vrei să fii aici? Joshua, vreau să-mi povestesc ce s-a întâmplat astăzi. Ne-am gândit că nu o să închiriem un surfboard pentru că se anunță ploaie, se anunța ploaie. Așa că tu te-ai hotărât să folosești? De buggy board. Buggy board. Care e ce? Un board mic. Cam așa. Mult mai mic. Cam așa. Da. Și care nu are menirea ca să... Care nu are, nu face același job care îl face un surfboard, nu? Yeah. Ce? Mi-a durat cam... Cât a durat să ajungi până în larg? 15 minute, 20, să ajungi până acolo. Tot a fost puțin. Și cu surfboard-ul cât a durat? 2 minute. Da, cam așa. Clar, că cu ăla mergi foarte repede. Numai dai așa, dacă dai numai o dată așa, merge atâta. Ok, s-au durat 20 minute până ai ajuns în larg. Problema e că n-am știut că tu... Problema este că nu am știut că tu ai intenția să mergi până acolo în larg. Și când mi-ai spus, mama, vezi că mă găsești în partea aia, am crezut că la 3 metri în, de mal, nu la 100 de metri. Și mă uit în larg și îl văd pe Joshua că merge. Și până m-am trezit eu, du-te la tata că-ți pune tata papucei. Du-te la tata să pună tata papucei. Până m-am trezit eu, Joshua deja era prea departe să-l mai strig. Și te-ai dus până unde? Până am văzut o barcă de pirați. Până ai văzut o barcă de pirați? Ia, a fost o barcă de pirați albă. Și erau pirați înăuntru? Nu știu. Chiar că era ceva... Am văzut, pe TV că era o barcă de pirați și anul trecut, ultima oară, mi-a spus despre barca aia de pirați. Da, și crezi că aia era? Ia, că și mai erau oameni lângă tine când ai mers acolo? Oh, yeah, ok. Mai era cineva cu buggy board? Da. Mai erau oameni cu buggy board? Da. Dar nu copii? Nu. Ok. Și ai avut fan cam cât timp? Cam jumătate de oră? 40 de minute? O oră? Yeah. O oră? Cam o oră? De două ore. Timp în care mama și tata s-au disperat că nu te-au mai văzut. Și ne uitam, nu te vedeam niciunde. Și tata a urcat acolo sus la salvamar. Și l-au rugat să se uite cu binoclu să vadă dacă vede un copil cu buggy board, un copil cu tricou albastru. Și nenea s-a uitat și a zis că looks like he has a lot of fun. Și a spus o să continui să mă uit la el să văd ce face. Dar nu au trecut nici măcar 3 minute când am văzut că vine un salvamar cu jet ski-ul. Chiar? A venit prima oară la mal, ne-a făcut cu mâna și după aia a tăiat-o direct spre tine. Și tu ce făceai în momentul ăla? L-ai văzut că vine? Yeah. Și te-ai gândit că vine spre, pentru tine? Da. Te-ai gândit că vine pentru tine? Yeah. De ce? Păi n-am văzut nimeni că se neca. Ok, dar nici tu nu te necai. Nici. Ce te-a făcut să crezi că vine pentru tine? Păi dacă nimeni nu se neca și era singur copil, cel mai mic, uh-huh. Că erau mai doi copii de 12-13 ani. Dar erau cu surfboards, nu? Erau cu surfboards. Atunci te-a apucat un pic frica? Yeah. Ce te-ai gândit? Că mi-a dat în trouble. Ok. Dar n-ai făcut nimic illegal, nu? Nu. No. Ok. Și? Ai făcut pișul un pic pe tine? Nu. No. Ce râzi, mă? Câți bani ți-ai luat acolo? Unde mergi? Ok. Zice așa. Las că urmezi și tu imediat la interviu. Și eu venit la tine? Ia, mi-a spus... Te-a salutat frumos? Mi-a spus, hai de aici. M-a chemat și m-a speriat. Te-a speriat? Ia. Ai crezut că te duce și mai larg? Nu, știu cum o duci înapoi. Dar zi-mi ce ți-a spus înainte ca să te urce pe... Mi-a spus să mă pun pe ăla, să pun bordul pe ăla din spate. Și am să stau pe el. Da, ți-a spus de ce? Că vă uitați pentru mine. Cum o zic mai tare? Că vă uitați pentru mine. Părinții tăi se uită după tine și nu te văd. Nu mai zic că nu mă vedeți. Ah, ok, ok. Și? Când ai auzit că trebuie să fii deportat? M-am supărat. Te-ai supărat? Yeah. Da. Pe cine? Pe el sau pe noi? Da, m-am dat. Da, ți-a plăcut experiența, nu? Un pic. Ea a fost jet-ski. Fain aia. Era fain dacă închiream un jet ski. Poți să faci aia. Știu. Și te-ai trezit într-o dată că zbori pe Atlantic, pe Pacific, cu jet ski-ul.
Și toată lumea de pe plajă se uita la tine. Cum a fost? Fine. Fine. Iar râzi. Nu băga bănuții în gură că sunt murdari.